Ne apropiem acum de predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Now we're going to go into the word. Și aș vrea să deschideți cuvântul în Evanghelia după Matei capitolul 5. And I would like to ask you to open the scriptures in Matthew in chapter 5. Începând de la versetul 38 până la 48. Starting from verse 38 through verse 48. Așa că haideți să ne ridicăm în picioare și citim textul Scripturii doar în limba engleză. And we'll be reading the scriptures in English. Haideți să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Let's hear the word. Matthew chapter 5 verses 38. It says, "You have heard that it was said, eye for eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn then the other cheek also. And if anyone wants to sue you and take your shirt, hand over the coat as well. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Give to the ones who ask you, and do not turn away from the ones who want to borrow from you. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and on the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collector doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Amen." Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul lui în viețile noastre. May the Lord bless his word in our lives. Și toată biserica să spună. And the whole church to say, amen. Vă invit să ocupați locul. Please be seated. Anual, oriunde, se oferă diplome de excelență pentru oamenii care au excelat într-un anumit domeniu. Annually, everywhere, excellence awards are given to people who have excelled in particular fields. Așa se face că avem diplome de excelență în știință, în arte, în sport. So there are excellence awards in science, in arts, in sports. Așa că ne întrebăm și e legitim să ne întrebăm. So we wonder and we ask. De ce nu există excelență și în creștinism? Would it be legitimate to ask, why isn't there excellence in Christianity also? Dar excelența în creștinism nu ar trebui să fie o problemă de diplomă. But excellence in Christianity should not be a matter of a diploma. Excelența în creștinism e o problemă de datorie. Excellence in Christianity is a matter of duty. Domnul Iisus în predica de pe munte pune o întrebare și țintește înspre excelența aceasta. The Lord Jesus in the Sermon on the Mount asks a question that points to this particular task. Și întrebarea la care vreau să ne oprim în seara aceasta este următoarea. And the question that we want to focus on tonight is the following. Ce lucru neobișnuit faceți? What unusual things are you doing? Dragilor, creștinismul nostru începe de aici. Beloved, our Christianity starts right here, from there. În seara aceasta ne vom uita în ce fel excelența în creștinism nu e o problemă de diplomă, ci e o problemă de datorie a fiecăruia dintre noi. Tonight we would look at how excellence in Christianity is not a matter of a diploma, but is a matter of duty for each one of us. Așa că predica de pe munte poate fi strânsă în jurul acestor cuvinte. So the Sermon on the Mount can be summed up around these words. Dacă neprihănirea voastră nu întrece neprihănirea fariseilor și cărturarilor. Unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law. Cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. You will certainly not enter the kingdom of heaven. Dacă vreți și un rezumat mai sintetic, if you want a shorter summary of this, ce lucru neobișnuit faceți? What unusual things are you doing? Dacă vrem ca neprihănirea noastră să întreacă neprihănirea cărturarilor și fariseilor, if we want our righteousness to surpass that of the teachers of the law and Pharisees, vă asigur că suntem sortiți eșecului. Rest assured that we are doomed for failure.
Pentru că e foarte greu ca neprihănirea noastră să întreacă neprihănirea fariseilor. Because it's very difficult to, for our righteousness to surpass the ones of the Pharisees. Care posteau de două ori pe săptămână. Who fasted two times a week or twice a week. Dădeau zeciuială până la nivelul izmei și mărarului. They tied it down to the level of mint and dill. Așa că în seara aceasta aș vrea să ne uităm ce înseamnă excelența în creștinism. So tonight we want to understand what it means excellence in Christianity. Așa că primul lucru pe care îl vedem în textul care s-a citit este următorul. So the first thing that from the passage we read is the following. Excelența creștină este motivată de dragostea pentru Dumnezeu. Christian excellence is motivated by love for God. Nu poți să nu citești predica de pe munte și la un moment dat să spui, frate, asta e prea de tot. You can't read the Sermon on the Mount and at some point to say this is way too much for me. Pentru că unora le este greu să întoarcă obrazul. Because some of us have a hard time turning our cheek. Și Domnul Iisus spune, dacă cineva te lovește peste obraz, tu întoarce-l și pe celălalt. And the Lord says if someone slaps you on one cheek, turn the other cheek as well. Altora le este greu să nu întoarcă ochii. Others find it very hard to turn their eyes away. Și vine Domnul Iisus și spune, dacă doar ai privit o femeie și ai poftit-o în inima ta, ai prea curvit în inima ta. And the Lord Jesus said, if you look on a woman with lust, you already sinned in your heart. Altora le este greu să bage mâna în buzunar și să dăruiască. Others find it very hard to reach out that deep in their pockets and give. Dragilor, fiecare dintre noi ne împotmolim în predica aceasta și spunem, frate, vorbirea aceasta este prea de tot. Beloved, each one of us gets stuck in the Sermon on the Mount in this speech is too much for us. Cine într-un astfel de context, după ce citești predica de pe munte, ar putea să spună, poruncile lui Dumnezeu nu sunt grele? Who in such context, after such a sermon, to say these commands of the Lord are not too hard for us, not too heavy. Dar ascultă-mă cu mare atenție. But listen to me carefully. Până când nu începi să-L iubești pe Dumnezeu, until you start loving God, tot ce-ți cere El este greu de îndeplinit. Everything He asks for you to do is unbearable. Până când nu începi să-L iubești pe Dumnezeu cu toată ființa ta, tot ce-ți cere El este greu de îndeplinit. Before you start loving the Lord, anything He requires of you is very hard to accomplish. Iar dacă vrei ca neprihănirea ta să întreacă neprihănirea fariseilor, and if you want your righteousness to surpass the ones of the Pharisees, din start trebuie să ai o altă motivație. From the start you must have a different motivation. Așa că excelența creștină este motivată de dragostea pentru Dumnezeu. So Christian excellence is motivated by the love for God. Dacă răsfoiți toată Scriptura, veți vedea că oamenii care au fost preocupați de excelență, if you go through the Scriptures, you will see that people who were concerned with excellence, oamenii care s-au depășit pe sine, people who have let go of themselves, oamenii care au făcut mai mult decât li s-ar fi cerut să facă, people who have done more than they were expected, that was expected of them, au fost oamenii care au fost motivați de dragoste. Were always people who were motivated by love. Uitați-vă în Exod 21 la robul de bunăvoie. Look in Exodus in chapter 21 at the man who was let go or the slave that was let go. În anul slobozeniei. In the year when he was let go. Robul ar fi putut să se ducă la stăpân și să-i spună următoarele cuvinte. The slave could go to the master and say the following words. Stăpâne, am început să te iubesc atât de mult încât vreau să stau în casa ta. Master, I started to love you so much that I want to continue to stay in your household. Când stăpânul auzea aceste cuvinte, when the master hears those words, lua robul acela și îl ducea la ușorii ușii. He would take this the slave to the doorposts. Îi lua urechea și o găurea cu o sulă. He took his ears and pierced it with something, with a tool. Și cine vedea un rob cu urechea găurită, and whoever saw a slave with a pierced ear, știa că robul acela e rob de bună voie. They would now know that this servant is he out of his own will he continues to be a servant. A rămas în casa stăpânului pentru că îl iubește pe stăpân. He continues to stay in the house of the master because he loves the master.
Înțelege în seara aceasta că excelența este motivată de dragostea pentru Dumnezeu. Understand tonight that excellence is motivated by the love for God. Nu știu ce altceva te-ar putea ține în lucrare. I don't know what else could keep you in your ministry. Nu știu ce te aduce la biserică. I don't know what else could bring you to church. Dacă nu dragostea pentru Dumnezeu. If not the love for God. Dacă te uiți în la Iacov, if you look in James, spune Scriptura că 7 ani a muncit pentru Leia. Jacob worked for 7 years for Leah. 7 ani a muncit pentru Rahela. And then 7 more years he worked for Rachel. Și Biblia ne spune că i s-a părut ca și câteva zile pentru că iubea pe Rahela. And the word says that it seemed to him just like a few days because he loved Rachel. Și e exact același principiu. And this is the same principle that applies. Excelența este întotdeauna motivată de dragoste. Excellence is always motivated by love. Aduceți-vă aminte de Maria. Remember Mary? Într-un gest de umilință față de Domnul Isus. In a very humble act before the Lord Jesus. Îi spală picioarele cu lacrimile ei. He washes his feet with her tears. Și le șterge cu părul ei. And dries his feet with her hair. Și cu toate că mulți o criticau, although many were criticizing her, Domnul Isus îi spune, the Lord told her, cui s-a iertat mult, iubește mult. Whoever has been forgiven much loves much. Asta e excelența creștină. This is the Christian excellence. Excelența creștină este întotdeauna motivată de dragostea pentru Dumnezeu. Christian excellence is always motivated by the love for God. Dă-mi voie să te întreb. Let me ask you this. Ce te împinge să slujești? What is stopping you from serving? Ce te face să vii la repetiții? What makes you come to the practices? Ce te motivează să te pregătești? What is motivating you to get ready to prepare? De ce vrei să trăiești cu aceste principii? Why do you want to live with these principles? De ce nu te duci duminică seara să la plimbare sau nu știu unde, în alte locuri? Why not choose to go walking Sunday night or different places? Ce te face să trăiești în felul acesta? What makes you live this way? Dragilor, critica părinților? Is it the criticism of the parents? Rușinea față de prieteni? Shame towards friends? Mustrarea păstorului? The pastor's teaching? Nu sunt rele toate aceste lucruri. They're not bad things, none of them. Dar ceea ce ne face să fim excelenți este dragostea pentru Dumnezeu. But something that makes us be excellent is the love for God. Slujesc pentru că îl iubesc pe el. I serve because I love him. Trăiesc curat pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. I live in holiness because I love the Lord. Asta mă face să merg mai departe. This is what makes me move forward. Asta mă face să merg să rămân în picioare chiar dacă mulți eșuează. This is what helps me stand even when others fail. Aduceți-vă aminte de Iosif. Remember Joseph. Când soția lui Potifar vine la el să-l ispitească. When Potiphar's daughter came to him to tempt him. Iosif nu spune, nu pot, femeie, pentru că o să afle părinții. Joseph doesn't say, no, I can't because my parents will find out. Ci Iosif spune, cum aș putea să păcătuiesc eu împotriva lui Dumnezeu? But Joseph said, how could I sin against my God? Dragostea lui Iosif pentru Dumnezeu a fost atât de mare. Joseph's love for the Lord was so great. Încât Iosif a spus, nu pot să păcătuiesc pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. In which Joseph said, I cannot sin because I love the Lord. Pentru că excelența creștină este întotdeauna motivată de dragostea pentru Dumnezeu. Because Christian excellence is always motivated by the love for the Lord. Există o anecdotă din perioada aceea. There is an example from that era, times. În care soția, se spune că soția lui Potifar s-a apropiat de Iosif. In which it says that the wife of Potiphar get closer to Joseph. Și a spus, Iosif, culcă-te cu mine. And she said, Joseph, sleep with me. Și Iosif a spus, nu pot pentru că mă vede Dumnezeu. And he said, I can't because God sees me. Atunci ea și-a luat haina și a aruncat-o pe un idol din camera aceea. And then that saying says that she took her garment or her clothes and threw it on an idol in that room. Și a spus, Iosif, acum nu te mai vede Dumnezeu. And then it says there that he says now God cannot see you anymore because her garment was over that idol. La care Iosif răspunde. And then Joseph answers.
Dumnezeul meu vede. My God sees. Dumnezeul meu vede. My God still sees. Înțelege în seara aceasta. I want you to understand tonight. Că excelența creștină este întotdeauna motivată de dragoste pentru Domnul. Christian excellence is always motivated by the love for God. Nu știu cum sunt oamenii, cum sunt membrii bisericii dumneavoastră. I don't know how people are here or your members in this church. Am fost vineri seara la tineret și am văzut mulți tineri înflăcărați. I went Friday evening at the youth service and I saw many people on fire for the Lord. Tineri care ard pentru Hristos. They're burning for the Lord, they're ready for the Lord. Și vă apreciez foarte mult. And I appreciate that very much. În România nu este tot timpul așa. In Romania it's not always like that. În România găsim și oameni stinși. In Romania there's many people who are just out. Și oameni fără dragoste. People without love. Dar cineva a alcătuit o listă cu comportamentul unora din biserică. But someone put a list together with the behavior of people in church. Și a spus în felul următor. And he said as follows. Unii sunt ca neonul, când se aprind, când se sting. Some are either on or off. Alții sunt ca vaporul. Others are like a boat. Nu pot să lucreze decât dacă fac valuri. They can't function unless they make waves. Alții sunt ca și zmeul. Others are like a dragon. Trebuie să-i ții din scurt dacă nu își iau zborul. You have to hold them tight, otherwise they take their flight. Ce te face să nu te comporți în felul acesta? What makes you not behave in such ways? E dragostea pentru Dumnezeu. It's the love for God. Spune apostolul Pavel în Coloseni capitolul 3. Colossians chapter 3, Paul says. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Everything you do, do it with your entire heart as into the Lord. Nu ca pentru oameni. Not for people, for men. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul. Just as you know that you will receive from the Lord. Răsplata moștenirii. Your reward. Voi slujiți Domnului Hristos. Serve the Lord Jesus Christ. Excelența creștină. A Christian excellence este motivată totdeauna de dragostea pentru Dumnezeu. Is always motivated by the love for God. În al doilea rând. Second. Excelența creștină întrece măsura datoriei față de Dumnezeu. Christian excellence exceeds the duty before the Lord. Excelența creștină întrece măsura a ceea ce înseamnă datorie față de Dumnezeu. Christian excellence exceeds the measure of what it means duty towards God. Și în textul pe care l-am citit, Domnul creează voit un contrast. And in the text that we read, the Lord puts clearly a contrast. Și spune, ați auzit că s-a zis? And he says, did you hear that it was said? Dar eu vă spun. And then he says, but I tell you this. Și mai aduce un contrast. And then he brings a contrast. Și spune, dacă te silește cineva, if someone makes you do something, și partea cealaltă, dacă vrei să mergi de bună voie. And the second part is if you want to do it out of your own will. Ascultă-mă cu atenție. Listen carefully. Practic în pasajul acesta, in this passage practically, avem datoria, we have the duty, și avem dedicarea dincolo de datorie. And we have a dedication beyond that duty. Datoria și dedicarea. The duty, but then the dedication beyond that duty. Una din legile romanilor, atunci când ajungeau să cucerească un teritoriu, one of the Romans law when they conquered some territory, avea o lege care i-a deranjat foarte mult pe evrei. There was a law that really bothered the Hebrew people. Și spunea în felul următor. And it says, dacă un soldat roman avea de cărat un bagaj, if a Roman soldier has to carry a bag, tu ca și evreu erai obligat prin lege să cari bagajul acela o milă distanță. You by law as a Jewish person were ordained to take that bag and carry it yourself for 1 mile. Nu era nimic mai umilitor pentru un evreu decât să fie obligat de un soldat să-i care bagajele o milă. There was nothing more humbling for a soldier, for a Jewish person, to carry the soldier's bag for 1 mile. Și acum Domnul Iisus spune următoarele cuvinte. And now the Lord Jesus says the following words. În contextul acela. In that context. Dacă te silește cineva, if someone makes you carry that, și știi că e datoria ta, and you know it's your duty, eu îți spun,
Now I tell you. Mergi dincolo, întrece măsura datoriei tale. Go beyond that measure of your duty. Și du-te 2 mile. And then go 2 miles. Și Domnul Iisus spune. And the Lord Jesus says. Știu, prima milă e datoria. I know, the first mile, it's your duty, your responsibility. Dar a doua milă e izvorâtă din dragostea pentru Dumnezeu. But the second mile is through the love for God. Și acum vă rog să rețineți. And please remember this. Dragi frați, din păcate, beloved brothers, unfortunately, ne-am obișnuit cu un creștinism de mâna a doua, nu de mila a doua. We got used to a Christianity of a second hand Christianity, not a second mile Christianity. Într-o vreme de criză, cumpărăm fiecare dintre noi lucruri la mâna a doua. When you're in crisis, sometimes you buy second hand things. Cumpărăm haine, cumpărăm mașini, second hand clothing or cars. Și atât de mult te obișnuiești cu mentalitatea aceasta. And then you get used to that mentality. La mâna a doua, second hand mentality. Încât o transferi și în viața ta de credință. In which you now transfer that mentality into the Christian lifestyle. Și ajungi să dezvolți o mentalitate de mâna a doua. And now you start developing a mentality, a second hand mentality. Dar iubită biserică, noi nu am fost mântuiți cu o mântuire de mâna a doua. But beloved, we were not saved with a second hand salvation. Pentru fiecare dintre noi, Hristos nu a dat orice fel de preț. For each and every one of us, Jesus didn't just pay just any price. Ci a dat cel mai mare preț, sângele lui. And he gave the best price ever, his beloved blood. Slăvit să fie numele lui. Praise his name. Și atunci vă întreb, de unde mentalitatea de a avea un creștinism de mâna a doua? Now I want to ask you, then where is this second hand Christianity coming from? În loc să avem un creștinism de mila a doua. Instead of having a Christianity that goes the second mile. Uitați-vă la câte domenii mentalitatea milei a doua ar trebui să se arate. Look how many ways the second mile mentality needs to show into. Venitul la biserică este prima milă sau mila a doua? Coming to church, is it the first mile or is it the second mile? Dărnicia este prima milă sau mila a doua? Is giving the first mile or is it the second mile? Mărturia în afară este prima milă sau mila a doua? You're witnessing outside, is it the first mile that you go or the second mile? Uită-te în toată Scriptura să vezi câte lucruri intră sub incidența. Nu facem decât ceea ce eram datori să facem. Look in the Scriptures. There's so many things that we do for the things that are our duty to do. Ascultă-mă cu atenție. Please listen carefully. Excelența creștină nu înseamnă să mergi o milă. Christian excellence does not mean to go just 1 mile. Ci să mergi mila a doua. But it is to go the second mile. Aduceți-vă aminte de Filip din Fapte 8. Remember Philip in Acts chapter 8. Duhul Domnului vorbește și spune: Filip, du-te pe drumul care duce la Gaza și care este pustiu. The Holy Spirit came upon him and said, go on the way that takes him to Gaza in the wilderness. Filip ar fi putut să spună: Philip could have said, Doamne, am avut programul dimineață. Lord, I already had the service in the morning. Mi-am făcut datoria. I did my job. Trimite pe altul. Just send someone else. Dar Duhul Domnului spune: Filip, du-te pe drumul acela pustiu. But the Holy Spirit says, Philip, go on that area, on that road. Doamne, dar știi ceva? Mie îmi place să predic la o mulțime mare. He could have said, Lord, you know what? I like to preach only when there's a lot of people around. Tu mă trimiți la unu. Are you sending me just to one person? Și măcar nu mă vede nimeni că e pustiu drumul acela. And you know what? Nobody can see me anyway because it's a wilderness over there. Domnul îi spune cu alte cuvinte: Filip, depășește datoria ta. The Lord tells him in different words, Philip, you have to go beyond your duty. Și îmbrățișează dedicarea. And embrace dedication. Că excelența creștină întrece măsura datoriei. Because Christian excellence is beyond duty. Am stat și m-am întrebat de ce Domnul l-a răpit pe Filip. I was wondering and asking myself, why did the Lord take Philip? Și o explicație este că Domnul n-a mai vrut ca Filip să facă poză cu candidatul de botez. And one of the explanations I was thinking, maybe the Lord didn't want Philip to take a picture with a baptism candidate there. A început perioada pandemiei în România și în toată lumea. The pandemic started in Romania, of course, everywhere in the world.
Și autoritățile din România ne-au spus închideți clădirile bisericilor. And the authorities told us you have to shut down all church activities and buildings. Aș fi putut să spun bisericii și Domnului, Doamne, mi-a făcut datoria până aici. Slăvit să fie Domnul, merg înainte. I could have said, or we could have said to the church, Lord, we've done our duty and you know, there's nothing else we can do. Dar am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și am zis că, Doamne, arată-ne ce să facem în perioada aceasta dificilă. But we stayed before the Lord and prayed and said, Lord, what can we do in this difficult time and season? Și m-am dus înaintea bisericii și am spus următoarele cuvinte. And I went before the church and I said the following. Când vreodată autoritățile ne-au mai invitat în afara zidurilor să facem slujbă? When in history did the authorities invite us to do services outside of our walls? Și am zis că biserică, asta e șansa noastră. And I said, church, this is it, this is our chance. Nimeni nu se mai ia de noi că deranjăm liniștea publică. Nobody's gonna come against us because we're disturbing the people outside us walls. Nimeni nu ne mai critică și nu se mai ia de noi. Nobody's gonna criticize us by going on the streets. Așa că în fiecare duminică am scos în fața bisericii boxele și mixerul și echipa și amvonul și am făcut slujbă în aer liber. So every single church service we took our sound system, our pulpit and we did everything outdoors. Și în perioada aceea de pandemie, and in that season of pandemic, cei mai mulți oameni s-au adăugat la biserică. Most people came to the church. We're partakers of the church now. Era o tânără în parc, în parcul din fața bisericii. There was a young lady in a park close to church. Și care auzea cuvântul lui Dumnezeu. She was hearing the word of God. La finalul slujbei, un tânăr dintre noi s-a dus și i-a dat un Nou Testament. And at the end of the service, one of the young people went and gave her a New Testament. Și a spus, nu vrei să vii duminica viitoare mai aproape, să auzi mai bine? And he said, don't you want to come next Sunday closer so we can hear better? Și ea a spus, nu știu să ajungem până atunci. I don't know what's going to be by then. Așa că a venit duminica viitoare, dar ea tot așa a venit puțin mai aproape, dar nu în preajma noastră. So next Sunday she did come, but she came a little bit closer, but not that close. Așa că cu fiecare duminică ea venea tot mai aproape de noi, tot mai aproape. So every Sunday she came just a little bit closer, just a little bit closer. Până în duminica, până ziua în care ea a venit și a stat acolo în spatele scaunilor, ascultând cuvântul lui Dumnezeu. Until one day she was kind of on the last benches hearing the word of God. Cuvântul lui Dumnezeu a pătruns în inima ei. The word of God penetrated her heart. Și s-a întors la Domnul cu toată ființa ei. And she turned to the Lord with everything that she is. Apoi ea a spus, dar eu am auzit că trebuie să-L mărturisesc pe Domnul în apa botezului. And then she said, well, I heard that I need to get baptized in water. Și vreau să fac și pasul acesta. So I want to make that step as well. Și ăsta e un exemplu de om care a fost atins de cuvântul lui Dumnezeu în mod real. And this is an example in which this person has been moved by the Holy Spirit in a true and real way. Tânăra aceasta nu era căsătorită și era profesoară de limba germană și de limba română în oraș. This young lady was not married, she was a teacher for German and Romanian language in the city. Așa că ea a început să crească în mijlocul bisericii noastre. She started growing amongst the church. Și la un moment dat, pastorul asistent vine la mine și îmi spune, all of a sudden the assistant pastor came to me saying, frate Mihai, cred că a început să-mi placă de tânăra aceasta. Said, Pastor Mihai, I think I like this young lady. Așa că vreau să mă căsătoresc cu ea. So I want to get married to her. Și anul trecut i-am căsătorit. And last year I married them. Și vedem cât de fain și cât de bine lucrează Dumnezeu. And we see how amazing God works. Că El știe să schimbe inima și El știe să ne folosească dincolo de datoria pe care vrem noi să o facem. He knows how to change our hearts and make us go beyond the duty, the responsibility that we have. Atunci când am cumpărat sinagoga evreiască, when we bought the Hebrew synagogue, la subsolul blocului de lângă sinagogă era un băiat care se droga. At the basement of the synagogue was a young guy, a man that was taking drugs over there. Ne-am apropiat de el, se spune cuvântul lui Dumnezeu, dar nu am avut cu cine vorbi. We tried to share the word of God, but there was no one to talk to there. Numele lui era George. His name was George. Și ani de zile am căutat să-i spunem despre Domnul, dar n-a avut niciun efect. Years in a row we tried to tell him about the Lord, but has to no extent, there's nothing happening. Dar am început să ne rugăm pentru el în fiecare zi cu toată biserica. But we started to pray for him every single day with the entire church.
Pentru că se ocupa și de distribuirea drogurilor, a intrat în pușcărie. Because he was also a drug dealer, he now went to jail. După câțiva ani a ieșit afară din pușcărie. Few years later he came back out from jail. Și primul loc pe care l-a vizitat a fost clădirea bisericii. First place that he visited was the church sanctuary. Noi aveam slujbă în ziua aceea și chiar eu am fost persoana care l-am întâlnit. We had service that day and I was the person who met him. Mi-a povestit prin ce a trecut și am spus că George, nu te du la alții, rămâi aici că îți dau un pat aici în biserică, nu te du la prietenii tăi, rămâi aici ca să ne putem ocupa de tine. And I said to him, George, don't go back to your friends and sleep somewhere else with your buddies. I want to invite you to just come here. I'm going to give you a bed and a room, you can stay here so we can take care of you. Nu m-a ascultat și s-a dus înspre prietenii lui. He didn't listen at first, he went to his friends. Și înspre viața lui murdară. And back to his old dirty life. Anul acesta, cu două săptămâni înainte de Paște, two weeks before Easter this year, m-am întâlnit cu frații lucrători într-o cameră de sus pentru rugăciune și studierea cuvântului. With all the ministers of the church, we went in the upper room for studying the word and prayer. Și în timp ce eram la rugăciune și studiam cuvântul, am văzut că cineva se apropie de ușa în care noi eram acolo adunați. And while we were there praying, we saw someone is coming closer to the room in which we were gathered. Luminile pe hol erau stinse, așa că din fața bisericii nu puteai vedea că cineva e în camera acolo sus. The lights were off, so you couldn't really see from church that someone is going towards that back room. Și eu vedeam că cineva se apropie de ușa noastră, dar foarte lent, foarte ușor. So I saw someone coming towards our door, but he was coming very slow, very slow. Și am spus fraților, mai trebuie cineva să vină, că cineva e pe hol. And I asked the brothers, is anyone missing from here? Because it looks like someone else is coming. Și au zis că nu mai trebuie să vină nimeni. No, everyone is here, they said. Și deodată acea persoană apasă pe mâner și deschide și intră și era George. And all of a sudden this person opens the doors and comes in and it was George. Și a spus, George, ce faci aici? Cum ai intrat în biserică? And I said, George, what are you doing here? How did you get in the church? Și el a spus, da, păi am știut că sunteți aici și am venit să văd ce faceți. He said, well, I knew you guys are here, so I came to see what you're doing. Tot timpul acela am încercat să ne rugăm pentru el și să-i spunem cuvântul lui Dumnezeu. All that time we were trying to pray about for him and share the word with him. Era sub efectul drogurilor și n-a vrut să primească absolut nimic. He was under the influence of drugs, so he couldn't receive anything. Dar la un moment dat el spune următoarele cuvinte. But all of a sudden he said the following words. Ce zi este astăzi? What day is it today? Și unul dintre noi îi spune, este vineri. One of us tells him, it's Friday. Și el spune, nu, este joi. Și chiar era joi. And he said, no, it's Thursday. And actually it was Thursday. A devenit foarte lucid. All of a sudden he became very clear in his mind. A spus și data zilei respective. He knew the date of the day. Și a spus, ascultați. And he said, listen well. Până de Paște, eu voi distruge biserica aceasta. Until Easter, I will destroy this church. Eu am adus niște oameni în biserica aceasta și prin oamenii aceștia eu voi distruge biserica. I have brought some people in this church and through these people I will destroy this church. Și eu l-am întrebat, George, cum ai vrea să distrugi biserica? Vrei să-i dai foc? And I asked George, how will you destroy the church? Will you put it on fire? Și el a spus, nu, vreau să o distrug prin neînțelegerile dintre voi. He said, no, I'm going to destroy this church through the disagreements amongst yourselves. După ce a spus cuvintele acestea, after he said those words, a intrat înapoi în starea lui de inconștiență. He was unconscious again. You couldn't talk to him anymore after. Nu a mai avut cu cine vorbi. There was no one there. He couldn't understand us. Vă mărturisesc că din momentul acela în biserică a fost multă tulburare. And I'll tell you that from that moment in church there was a lot of tumult. Parcă nu ne mai înțelegeam om cu om. Something happened. We couldn't understand each other anymore. Dar Satana, orb să fi fost, și tot vedeai că Satana a vorbit prin omul acesta. Even if you were to be blind, you could still know and understand that the enemy has spoken through this man, George. Și a fost o perioadă foarte dificilă a bisericii. It was a very difficult season in the church's life. Dumnezeu și-a păstrat biserica pentru că e biserica lui. God has of course kept the church because it's his church. Și Dumnezeu și-a ținut în picioare biserica. And the church was standing up still. Dar lunile au trecut. Months passed.
Și eram într-o intersecție în orașul Vaslui. And we were in an intersection in the city of Vaslui. Eram cu geamul jos de la mașină și aud următoarele cuvinte. The window was down and I hear the following words. Cineva venea spre mine și striga: "Pastore, pastore!" Someone was running towards me saying, "Pastor, pastor!" Când m-am uitat și m-am întors spre el și am văzut că era George. When I turned around and I saw it was George. Dar era complet schimbat. But he was changed. Nu mai avea fața aceea schimonosită și murdară. He didn't have that dirty and weird face anymore. Și am spus: "George, dar ce s-a întâmplat cu tine?" George, what happened to you, I ask. Și spune: "Pastor, am fost schimbat de Dumnezeu." Pastor, I was changed by God. Dumnezeu m-a eliberat. God has set me free. Și spune: "Pastor, nu mai consum ce consumam înainte." Pastor, I'm not consuming what I was used to consume. Dumnezeu before. Mi-a pregătit un loc de muncă și plec în Anglia la muncă. God has prepared a workplace for me and I'm going to England for work. Și pentru că erau alții în spatele meu care mă claxonau și spuneau să merg înainte, am pierdut contactul cu el. So after that, people behind me were honking at me to keep going, so I lost contact with him. Dar am spus lucrul acesta pentru că vă duceți în România în misiune. I'm telling you this thing because you go to Romania on a mission trip. Și Domnul Iisus vrea să spună în seara aceasta fiecăruia dintre noi. And the Lord Jesus wants to tell each and every one of us tonight. Că dacă vrei să fii excelent în lucrarea lui, if you want to be excellent in his ministry, întrece măsura datoriei. Go beyond your responsibility and duty. Îmbrățișează dedicarea. Embrace dedication. Du-te unde te trimite Dumnezeu, că Dumnezeu te va folosi cu mare putere. Go where the Lord sends you because he will use you with mighty power. Dragilor, excelența creștină întrece măsura datoriei. Beloved, Christian excellence is beyond duty. E mila întâi să vii la biserică. It's the first mile to come to church. Mila a doua e să te duci de la biserică să-i cauți pe ceilalți. The second mile is when you go from church, you go seek others. E mila întâi să bați la ușa vecinului să-i spui despre Hristos. It's a first mile when you go to the neighbor's house to tell him about Jesus. Mila a doua e să te duci în locul acela unde nu a ajuns Evanghelia. A second mile is to go in an area where the word of God has not yet been shared. E mila întâi să vii duminică de duminică la Passion, la biserică. It's a first mile to come every Sunday to Passion for Christ Church. E mila a doua să te duci dincolo de chemarea aceasta să mergi în România în misiune. But it's the second mile when you go beyond this calling to go in a missions field like Romania. Apoi Domnul merge mai departe și spune: învață să dăruiești dincolo de ceea ce se așteaptă de la tine. And then the Lord says, teaches continuously and says, start giving more than you should. Și aduceți-vă aminte de văduva săracă. And remember that poor widow. Fără să știe că o vede cineva aruncat doi bănuți. Without knowing that someone is looking on her, she just gave her two pennies. Dar numai Domnul știa că sunt ultimii ei doi bănuți. But only the Lord knew that those two pennies were the last ones. E mila întâi să dai zeciuială. It's a first mile to give the tithing, the 10%. E mila a doua să te duci într-o parte și în alta să vezi și alte nevoi. But it's second mile to look on the left and right and to see different needs. Ascultă-mă cu atenție. Listen very carefully. Mila întâi e să răspunzi cu dragoste la dragoste. First mile is to respond with love to someone who loves you. Mila a doua e să răspunzi cu dragoste la critici, la lovituri, la vorbire de rău, la jigniri. Second mile is to respond with love even the ones who hate you and persecute you and whatever they do. Nu uita, excelența creștină întrece măsura datoriei față de Dumnezeu. Christian excellence goes beyond your duty before the Lord. Și în al treilea rând. And the third point. Excelența creștină este mentalitatea care se dezvoltă alături de Dumnezeu. Is a mentality that's being developed near the Lord. Orice om este capabil de lucruri extraordinare. Every man is capable of extraordinary things. Dar vă rog să rețineți. But please remember. Excelența creștină nu se trăiește din momente sporadice. Christian excellence is not lived out in sporadic moments. Din momente excepționale, din gesturi. Or exceptional moments or gestures. Excelența creștină e o problemă de mentalitate. Christian excellence is a problem of mentality. Excelența creștină este un mod de viață. Is a way of being, of life. Mi-aduc aminte de un primar din România, a mayor from Romania, I remember, care a dat raportul la final de mandat. He gave a report at the end.
și a încercat să prezinte toate realizările din timpul mandatului său. And he tried to give all the achievements during his mandate. Și un reporter l-a întrebat și i-a pus următoarea întrebare. Someone asked the following questions. Domnule primar, insatisfacții sau nerealizări ați avut? Mayor, did you have any disappointments or failure? Și a spus sigur că da și încă foarte mari. He said yes, absolutely, and quite significant ones. M-am luptat să pun coșuri de gunoi pe toate bulevardele. I struggled to put the trash cans on all the streets. Dar n-am reușit să formez în oameni acea mentalitate de a pune toate rămășițele în coșul de gunoi. But I couldn't instill in the people's mentality to put the waste or the trash inside the can or the bin. Cel mai mare insucces al meu a fost, the greatest success of mine was, că nu am reușit să schimb mentalitatea oamenilor pe care i-am slujit. That I couldn't change the mentality of the people that I served. Dragilor, ne putem schimba în foarte multe domenii. We can change in many areas of our lives. Dar mentalitatea ne-o schimbăm cel mai greu. But it's the hardest to change our mentality. Până când nu ne formăm mentalitatea de mila a doua, until we form a second mile mentality, preocupați de excelență, focused on excellence, până atunci falimentăm la examen. Until then we fail our test. Dar ești în seara aceasta aici. But you're here tonight. Și poate întrebi, and you might be asking, frate Mihai, cum pot să formez această mentalitate? Brother Mihai, how can I develop this mentality? Două lucruri. Two things. Dacă vrei să mergi mila a doua, if you want to go the second mile, asigură-te că mai întâi ai parcurs prima milă. First, make sure you've covered your first mile. Domnul Iisus spune, the Lord Jesus said, fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Everyone to be faithful in the things entrusted to him. Așa că fii credincios în a te achita de responsabilitățile tale. So be faithful into doing what's entrusted to you to do. Asigură-te că ai parcurs prima milă. Make sure you've covered the first mile first. N-ai cum să fii om de milă a doua dacă tu neglijezi lucrurile mici din viața ta. You cannot be a person who does the second mile if you neglect the small things in your life. Responsabilitățile mici. Your small responsibilities. Scriptura spune, the scripture says, încolo ce se cere de la un ispravnic, whoever is required of a steward, este să fie credincios în lucrul încredințat lui. It's for them to be faithful in the things entrusted to them. Și după ce ai făcut tot ce ți se cere, and after you have done everything that you were asked to do, să spui, to say, sunt un rob netrebnic. I am a worthless servant. Nu am făcut decât ceea ce eram dator să fac. I have only done what I was supposed to do. Dragilor, beloved, preocuparea pentru excelență nu înseamnă perfecționism. The concern for excellence doesn't mean perfectionism. Excelența este să faci ceea ce ar trebui să faci cât de bine se poate în momentul acela. Excellence is doing what you should do as well as possible in that moment. Nu încercați perfecțiunea. Do not try perfectionism. Nu atingeți pe pământul acesta. You can never reach that here on earth. Fii preocupat de excelență. Focus on excellence. În al doilea rând, second, dacă vrei să excelezi, if you want to excel, fii preocupat de detalii. Focus on the details. În principii cădem cu toții de acord. In many principles we come together to the same conclusion. Dar în detalii acolo e problema. But in the details that's the problem. Dacă vrei să excelezi într-o mentalitate de excelență, if you want to excel in a mentality of excellence, atunci fii preocupat de fiecare detaliu. Focus on the details. Și vei descoperi că astfel te îndrepți înspre excelență. And you will then realize that that's the way to get closer to the excellence. Dă-mi voie să-ți dau câteva exemple. Let me give you a few examples. Biblia spune că David fugea de oamenii lui Barzilai. The Bible says that David flees his men to from the men of Barzilai. Și la un moment dat, Biblia spune că ei primesc merinde. And all of a sudden the word says that they receive provisions. Primesc grâu. They receive wheat. Și apoi spune Scriptura, primesc grâu prăjit. And then the word says that they also receive roasted wheat. Probabil că Barzilai a zis grâul prăjit e mai bun.
Maybe Barzilai thought that roasted wheat is even better. Un mic detaliu acolo care spune că omul acesta țintea excelența. It's a small detail that this man was focusing on excellence. Aduceți-vă aminte de Nehemia. Remember Nehemiah. Toți zidesc în dreptul casei lor. Everyone builds in front of their own houses. Dar cuvântul ne spune, but the word tells us, că Baruch zidea cu râvnă. That Baruch was building with zeal. Mulți își făceau datoria. Many have done their job. Dar Baruch țintea dedicarea. But Baruch was looking at it with excellence. Dragilor, oamenii care pun accent pe detalii sunt oamenii care Dumnezeu îi vede. Beloved, people who focus on details are people who God sees. Cineva spunea, someone says, oamenii nu-și vor mai aduce aminte de cât de repede ai făcut un lucru. People won't remember how quickly you've done certain things. Dar cu siguranță își vor aduce aminte dacă l-ai făcut foarte bine. But for sure they will remember if you have done it very well. Asta e excelența. This is excellence. Fii preocupat de detalii. Be concerned with the details. Nu te aștepta ca excelența să fie fără efort. Don't expect excellence to be without effort. Dar fii dispus effort. Să plătești prețul. But be willing to pay the price. Excelența are prețul ei. Excellence has its price. Apostolul Pavel spune, the Apostle Paul says, iată la ce lucrez eu și mă lupt. This is what I work and struggle for. Excelența nu se obține fără luptă. Excellence is not obtained without a struggle. Excelența are prețul ei. Excellence has its price. La final de mesaj, here at the end of the message, te întreb, I want to ask you, ești gata să plătești prețul? Are you ready to pay the price? Ești gata să plătești prețul? Are you ready to pay the price? Uită-te la toate domeniile de activitate din viața ta. Look at every domain of your activity in your life. Unde ai îmbrățișat mediocritatea? Do not be happy with mediocrity. Unde e și lucrezi excelent? Work and be excellent. Care sunt acele domenii care spui, Doamne, merge și așa? What are the areas of your life where you say, Lord, it's fine this way too? Sau care sunt acele domenii care spui, Doamne, Tu ești un Dumnezeu gelos și vreau, Doamne, vreau să ating excelența pentru numele Tău. And what are areas in your life where you say, Lord, You are a jealous God and I want to achieve this excellence in Your name? La întrebarea Domnului Iisus, the question that the Lord Jesus posed, ce lucru neobișnuit faceți? What is the thing that you do? Care e răspunsul tău? That's what is your answer? Care e răspunsul tău? What is your answer? Ai putea să spui, Doamne, can you say, Lord, prin harul tău, through your grace, mă ajut să fac mila a doua. You help me walk the second mile. Doamne, nu reușesc întotdeauna, dar mă străduiesc. Lord, I can't do it on my own every time, but I will try. Dar dacă viața ta de credință e mediocră, but if your life of faith is mediocre, dacă crezi că la Dumnezeu merge oricum, if you think that God receives just anything, te înșeli. You are wrong. Dumnezeu e preocupat de detaliile din viața ta. The Lord is preoccupied even the details in your life. Fii preocupat de excelență în casa ta. Be preoccupied with excellence in your house. În creșterea copiilor tăi. In raising your children. În slujirea de la biserică. In your service at church. Atunci când vii la repetiții. When you come to practices. Atunci când vii la rugăciune. When you come to prayer. Atunci când vii la tineret. When you come to the youth service. Atunci când vii duminică seara la biserică. When you come Sunday evening at church. Caută ca viața ta să fie excelentă pentru că Dumnezeu merită ce este mai bun. Your life to be excellent because God deserves what's best. Ce lucru neobișnuit faceți? What unusual things do you do in your life? Nu uitați, excelența creștină este motivată de dragostea pentru Dumnezeu. Is motivated by your love for God. Excelența creștină întrece măsura datoriei față de Dumnezeu. Excellence is beyond the duty for the Lord. Și în final, excelența creștină este mentalitatea care se dezvoltă alături de Dumnezeu. And finally, Christian excellence is the mentality that is being developed alongside the Lord, with the Lord. Ce lucru neobișnuit faceți? What is the thing that is unusual that you do? Dacă îmbrățișați cu dragoste doar pe frații voștri. If you just hug the brothers that you have around. Nu așa fac și păgânii. That's exactly how people out there do. Dacă dăm de mâncare doar aici între noi, nu așa fac și cei din lume. If we feed only ourselves, isn't that what the world does? Vă cheamă Dumnezeu în România în misiune. God is calling you in Romania on mission trip. Atât Dumnezeu cât și cei din România. So God as well as people in Romania. Vor să vadă că faceți lucruri neobișnuite. They want to see that you do unusual things. La final de mesaj spun doar atât. At the end of the message I want to say this. Doamne ajută.
Lord, help us. Și Doamne, dă izbândă. Lord, give us strength. Domnul să vă binecuvinteze. May the Lord bless you. Amin. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen.